Bine ați venit la conferința de presă a echipei de volei masculin, o echipă care a terminat sezonul regulat cu derbiul campionatului, locul 2 cu locul 3, un moment propice pentru spectacol sportiv și video din nou pentru sala tipică. Domnul Pastor. Ne apropiem de finalul primei părți a campionatului, respectiv cu această etapă se încheie returul. După cum știți, am avut un parcurs foarte bun al echipei, am avut evoluții bune, am avut un joc frumos, un joc spectaculos, apreciat de multă lume. Acum, dacă e să fiu puțin așa mai, să fiu obiectiv, stau și mă gândesc că și locul 2, practic locul din clasament reflectă și valoarea echipei. Și dacă e să ne luăm după valoarea în clasament, înseamnă că acest meci este considerat un derby. Constanța este o echipă, după cum bine cunoașteți, o echipă foarte bună. Este o echipă care are în componența mulți jucători străini și de valoare. Au un buget de aproape 5 ori mai mare decât noi. O echipă care a jucat anul trecut în Champions League, cu un antrenor bulgar, cu mulți jucători internaționali în țările lor. Și o echipă care, la momentul de față, se anunță prima candidată la titlu și cu șanse foarte, foarte mari din punctul meu de vedere. Noi nu ne rămâne decât obligația să facem un joc bun, jucăm în fața publicului nostru, în fața, sper eu, a multor spectatori. După cum știți, n-am pierdut niciun set până acum în polivalentă și astea sunt premise care mi îmi dau încredere și care mă fac să cred că vom face un joc bun. Și așa cum spun întotdeauna, jucând bine, trebuie să rezultatele vin de la sine. În mod sigur va fi un meci crâncen, un meci frumos, un meci spectaculos. Și pe această cale invit toți iubitorii de volei să vină la sală, pentru că noi vom face tot posibilul să oferim și spectacol.